Bună ziua, mă numesc Pellegrini Lillo și vă invit la o altă resursă, la disciplina matematică, clasa 6-a. De data asta vom vorbi despre împărțirea numerelor întregi. Să începem cu un exemplu, și anume, conform unui studiu, în țara noastră, televiziunea a pierdut 9.000 de telespectatori în perioada 1 iulie 31 decembrie. Dacă presupunem că această reducere a numărului de telespectatori a fost constantă în fiecare lună, atunci, dacă ne uităm la această operație, minus 9 împărțit la 6 egal minus 1500, ce semnificație credeți că are numărul minus 1500? Am enumerat aici câteva variante. O variantă ar fi că în 31 decembrie avem cu 1500 de telespectatori mai puțin decât în 1 iulie. Că a doua variantă ar fi că modificarea numărului de telespectatori este 1500 pe o perioadă de 6 luni. Sau, altă variantă, că în fiecare lună au renunțat 1500 de tineri la emisiunile TV. Perioada despre care s-a vorbit era o perioadă de 6 luni. Aveți dreptate, răspunsul corect este într-adevăr acesta. Minus 1500 din această împărțire înseamnă că în fiecare lună au renunțat 1500 de tineri la emisiunile TV. Să vedem un al doilea exemplu, și anume, Paul a împrumutat 42 de lei de la mama lui luna trecută. Acum dorește să-și cumpere o carte, deci mai cere 18 lei împrumut de la mamă. Se înțelege că va restitui această sumă de bani în 4 rate egale, adică în 4 luni. Momentan, el mai are 12 lei. O să avem iarăși câteva afirmații, vă rog frumos să-mi spuneți care dintre ele este adevărată. Pentru a stabili care dintre aceste propoziții este adevărată, ar trebui să facem un mic calcul. Deci să încercăm să scriem situația financiară a lui Paul folosind numere întregi. Paul avea o datorie inițială de 42 de lei, adică situația financiară a lui Paul era de minus 42. Acum s-a mai adăugat datoria pentru carte. Deci mai are o datorie de minus 18 lei. Adică totalul datoriilor este minus 60. Paul are o datorie totală de 60 de lei. În fiecare lună trebuie să plătească sume egale în 4 rate, adică minus 60 împărțit la 4 ne dă minus 15, deci Paul are de plătit în fiecare lună 15 lei. Momentan, el mai are 12 lei, adică mai are nevoie de 3 lei pentru a plăti prima rată. Din minus 15, rata lunară, adunăm acești 12 care sunt banii lui Paul și observăm că ne dă minus 3. Adică răspunsul corect era prima propoziție. Deci prima propoziție era adevărată, toate celelalte propoziții erau false. După ce ați făcut deja primele două împărțiri, hai să abordăm acum problema din prisma mulțirilor. După cum vedeți, aveți aici patru mulțiri de numere întregi, care deja știți să le calculați și singuri. Ce se întâmplă dacă în aceste înmulțiri unul din factori ar fi un număr necunoscut? Cum se află factorul necunoscut dintr-o mulțire? Dintr-o mulțire, factorul necunoscut se află prin împărțire, adică produsul plus 15 împărțim la celălalt factor. Rezultatul ne dă plus 5. În mod similar, procedăm cu și cu celelalte. De data asta, factorul necunoscut a devenit primul factor din cei doi. Pentru a calcula acest factor, pe minus 21
o să-l împărțim la plus 3. În următorul exemplu, al doilea factor este necunoscut. Pentru a afla acest factor, plus 16 împărțim la minus 4. Și la ultima, ca să aflăm primul factor, minus 35 împărțim la minus 5 și rezultatul ne dă plus 7. Deja ați făcut 4 împărțiri pe lângă cele două inițiale. Vă rog să încercați să calculați acum singuri aceste împărțiri. Încercați să o gândiți tot cu ajutorul înmulțirilor. Adică minus 5 înmulțit cu ce număr ne-ar da plus 30? Minus 5 înmulțit cu 6 dă plus 30. În mod similar la al doilea exemplu, 3 înmulțit cu ce număr dă minus 27? Minus 4 înmulțit cu ce număr ne dă minus 4? Sau minus 7 înmulțit cu ce număr ne dă 0? Și atunci fiecare din aceste numere, adică numerele care aici sunt scrise cu roșu, se pot afla cu ajutorul unei împărțiri. Vă rog frumos să urmăriți regula semnelor. Ce semn are câtul în fiecare din aceste situații? Desigur, din ultimul exemplu putem să observăm că 0 împărțit la orice număr nenul este 0 și să nu uităm și denumirile numerelor care sunt într-o împărțire. Primul număr se numește de împărțit, al doilea număr este împărțitorul și al treilea număr este câtul. O să vă rog acum să completați acest tabel. Trebuie să împărțiți numerele acestea, aurile, la numerele galbene, beurile. Se poate întâmpla ca rezultatul să nu fie un număr întreg. De exemplu, minus 15 împărțit la minus 2 nu este un număr întreg. Dar în alte situații, de exemplu, minus 12 împărțit la plus 1 dă minus 12, rezultatul este număr întreg. Sau 0 împărțit la minus 3 este 0. O să vă rog să completați și celelalte celule și, totodată, să încercați să completați regula. Ce se întâmplă dacă împărțim un număr pozitiv cu un număr pozitiv? Ce semn va avea rezultatul? Și acum vă puteți verifica. Deci, dacă împărțim un număr pozitiv cu un număr pozitiv, rezultatul este pozitiv. Și la fel se întâmplă dacă împărțim un număr negativ cu un număr negativ, rezultatul este negativ. Dacă însă împărțim două numere cu semne opuse, atunci rezultatul va fi negativ. Observați că în tabel, regula care am enunțat-o anterior, 0 împărțit la orice număr, de fiecare dată ne-a dat 0, și mai puteți vedea că au fost câteva împărțiri unde rezultatul nu era număr întreg. De exemplu, 18 nu putem să-l împărțim la minus 5 în așa fel ca rezultatul, câtul, să fie număr întreg. Și acum să completăm o piramidă a înmulțirii, împărțirii, dar de data asta prin împărțire puteți să aflați numerele care apar în aceste căsuțe. Pentru că 75 îl împărțim la minus 15 ca să trecem rezultatul aici. Pentru a afla numărul de aici, pe minus 15 trebuie să-l împărțim la
5. Să vedem, într-adevăr, 75 împărțit la minus 15 ne dă minus 5. Minus 15 împărțit la 5 ne dă minus 3. Și minus 5 împărțit la 5 ne dă minus 1. În mod similar, este completat și a doua piramidă. Și vă rog frumos să le mai completați pe aceste două de fiecare dată. Pentru a afla cele trei numere care lipsesc, va trebui să faceți împărțiri. Numărul de sus îl împărțiți la numărul care este sub și treceți rezultatul în această celulă. Vă puteți verifica, deci puteți să vedeți dacă ați făcut sau nu corect împărțirile. Felicitări! Și acum să enunțăm ceea ce deja ați descoperit, și anume cum împărțim două numere cu același semn. Pentru a face împărțirea dintre două numere cu același semn, împărțim modulele celor două numere și rezultatul va fi pozitiv. Cum vom împărți două numere cu semne opuse? În mod similar vom efectua câtul modulelor lor, dar de data aceasta va fi opusul câtului modulelor lor, adică rezultatul va fi negativ. Și regula asta semnelor o vedeți acum și cu diagramele. Plus împărțit la plus sau minus împărțit la minus dă pozitiv. Dacă împărțim două semne opuse, rezultatul este negativ. Un alt exercițiu unde o să vă rog, cu ajutorul acestor numere și acestor simboluri, să reconstruiți trei împărțiri cu de împărțit, împărțitor și cât, desigur, să fie propoziții adevărate. Eu aici am scris trei variante, de exemplu, minus 25 împărțit la minus 3 dă plus 9, 27 împărțit la minus 3 dă minus 9 sau 1 împărțit la minus 1 dă minus 1. Și să mai vorbim și de divizorii unui număr întreg. Ați învățat în acest an descompunerea numerelor naturale, descompunerea în factori primi. Acum vom încerca să vedem ce se întâmplă dacă vorbim de mulțimea numerelor întregi. De exemplu, pe 75 putem să-l descompunem în produs 3 ori 25, 25 la rândul lui este 5 ori 5, adică descompunerea, aici avem una din cele două piramide pe care le-ați avut anterior și dacă vă uitați, aici deja apar în piramidele noastre și numere întregi. Nu toți divizorii sunt pozitivi. Adică 75 în situația în care vorbim de numere naturale. Descompunerea e 3 ori 5 la 2 și aici observăm câțiva divizori de-a lui 75. Dar dacă vorbim de numere întregi, pe lângă toți divizorii pozitivi, adică numerele naturale, de data aceasta vom avea și divizorii negativi. Deci vom avea toți divizorii care erau în mulțimea numerelor naturale, la care se adaugă și numerele negative. Și așa putem să scriem
e mulțimea divizorilor pentru un număr întreg. Ultimul exercițiu pe care vă rog să-l faceți este să completați, să parcurgeți această piramidă. Începeți de aici, efectuați împărțirea și prin rezultatul corect al împărțirii ajungeți în următorul cerc, unde tot așa veți efectua împărțirea. Prima împărțire să o facem împreună, 32 împărțit la minus 2 este minus 16, deci am ajuns în acest cerc. Efectuăm această împărțire și prin rezultatul corect ieșim ca să ajungem în următorul cerc. Trebuie să ajungeți la stop, adică ai terminat. Aici aveți rezultatele. Noi am făcut până aici, minus 88 împărțit la minus 2, care este 44, minus 48 împărțit la 4 e minus 12, 16 împărțit la minus 2 e minus 8, minus 210 împărțit la 2 e minus 105, minus 180 împărțit la 4 e minus 45, 288 împărțit la minus 4 e minus 72 și am parcurs labirintul. Și acum niște exerciții ca și temă. Aceste împărțiri vă invit să le efectuați în timpul cel mai scurt și mental dacă merg. Și aici aveți deja împărțiri unde după ce efectuăm prima împărțire, câtul împărțim la următorul număr, aici apare și modulul, 14 împărțit la minus 2 și cere câtul modulului. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, să ne vedem la următoarea resursă, la revedere!